Cuvântarea preotului paroh Ioan Solomon atenționează asupra celebrării prin credință a învierii. Paștele este celebrarea misterului învierii lui Iisus Hristos. Această sărbătoare a credinței spirituale se transformă, din păcate, din ce în ce mai mult, într-o sărbătoare materială exterioară, a pântecului și a chefului. Unii iau lumina și cu ea aprind țigara. Adevărata credință este în sufletul nostru. Este misterul care îngăduie viața noastră, este misterul vieții.
cerul credinței, așa cum rostim noi după prefacere, când vestim moartea lui Hristos în învierea lui. Este un moment de credință, din păcate, din ce în ce mai mult asistim și vedem în alba asta pe fete. Și din partea mea, cu mare tristețe, că această sărbătoare a învierii se transformă într-o sărbătoare a credinței, într-o sărbătoare a comunii cu Dumnezeu, într-o sărbătoare a bucuriei spirituale, într-o sărbătoare materialistă, exterioară, o sărbătoare profundă. Putem spune, pentru că nu se celebrează credința, ci se celebrează obiceiurile. Și vedem că această credință în învierea lui Hristos se denaturează din ce în ce mai mult. Este o mare bucurie pentru mulți sunt de oameni care participă la vestirea învierii. Dar după ce se adună, după aceea toată lumea dispare. Oare această flacără care arde, lumânarea, lumina, este cea mai importantă pentru viața noastră? Este o flacără în foc care se stinge. De fapt, noi celebrăm lumina, așa cum este Vierge Sfânta, este lumina care a sărbătorit întuneric, necredință, este lumina sufletului. Este lumina interioară, lumina care nu trebuie să se schimbe în viața noastră, pe Scriptură, nu o să trebuie să lumina lumea. Noi trebuie să luminăm de alții, deci această lumină este de noi. Și nu afară noastră, în afara noastră. Noi nu să plătim o plată care are o lumânare care o ținem aprinsă, supra o stinge, și să plătim plată care credinței, cea credință care dă sensul vieții noastre, care oferă răspunsul de vieții noastre, și o credință care îmbrățișează toți jurul nostru, așa cum și Hristos ne îmbrățișează pe noi. Cu dragoste asta, Hristos cel viu, Hristos cel eternian. Și vedem cu tristețe că această lume a plecat să se pătrească altă parte. Este momentul important, era toată o întrebă cu o lumânare care s-a aprins, bine, cu mine era să era exact. E lumină sfântă, ceea ce este exagerată, să spunem că avem undeva în cer, pentru că oamenii să spun cu capul lume, cu siguranță știu că această lumină este cea pe care o aprinde fiecare. Este de demonul, se poate aprinde și cu tipul și cu altceva. Dar lumina nu este în mâna noastră. Este în lumea interiorul nostru. Asta e lumea care luminează. Deci, tot acceptul se pune pe o placă a lumânării, cu acceptul de ceea ce a privit ei care a fost mielul de pasă, mielul, ouă de roșii, o zonată, pasă, pe cea mai departe. Este o sărbătoare pentru cei care pe lume. O sărbătoare a tradiției, a datelor și nu a celebrare a Dumnezeu. În păcate, foarte puțin, poate au asistat la partea a trecut, dar și care sunt ei în lumii, care urma oferit aceste lumii în acest moment. S-a fost ca poate ca să se celebreze o parte de lumea lumina, pentru că s-a oferit la lumii, după aceea s-a plecat de acolo, cum a fost pe malul meu, s-a plecat în altă parte. Că sunt urmări în lumea noastră română ca piesă. Nu, grație Dumnezeu. Noi celebrăm prezența lui Hristos, este o prezență vie, este o prezență suprafinească, sub
supranatural care întrece obiectul Sfinților noastre, dar care ne folosește. Este o instituție în Evanghelia de astăzi, în rugăciunea de Tatăl Domnului Iisus, înainte de plecarea sa, înainte de despărțirea de apostol, este rugăciunea sa celor Tatăl, se vorbește despre Sfântul Domnului, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iisus vorbește despre pace, despre o pace care vine în interior, să nu se triunfie inima voastră. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul Dumnezeu. Tatăl meu, ca mine, și mă iubește, este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul pe care îl citim în Sfânta Biserică. Este celebrarea Eucharistiei, celebrarea Cerului lui Hristos. Aceasta este sensul credinței noastre. Și vedeți în jurul nostru, chiar puțin înțeleg, această cale noastră, trebuie să fie și o cale a credinței, nu este o cale a opinii noastre materiale, a opinii noastre materiale. Dar că și la Crăciun am spus și acum a fost mult. Toate darurile noastre, obiceiurile noastre, trebuie să fie voce a opinii interioare. Și nu trebuie să rămâne la opinia exterioară, să rămâne un carabine, un carabine, un carabine, un carabine, un carabine, și pasta electrică, poate cât mai bine, nu. După oameni, îmi trebuie să ne bucurăm din interiorul nostru și toată lumea se trebuie să se aceste dame, din aceste obiceiuri, dar trebuie să izvorască din interior, nu trebuie să rămâne la formă de exterioară. Și de bașa foarte bine, am spus văzând lumea multă doamnă pe mie, la sfârșit. Am ieșit cu vama sfârșită, am depășit și intersecția respectivă și am mers mai multe ori cu vama mea, cu virarul în viață de văzut, care acum nu mai sunt misi. Și am spus trebuie să vă rog alții, când va fi biserica, bine, nu mai de vama. Și în celălalt lucru, nici. Dar lumea la nivelul de speranță, tot dumneavoastră sunteți aici în biserică, ceilalți vă spun. Am făcut o statistică și am spus că aveți la biserică în fiecare lume sau o dată de lume. Am pins puțin cu această statistică și am ajuns la o concluzie de până în 30% din restul ceilalți unde este responsabilitatea personală a fiecăruia. Văd că o scrodință de o ferită de Dumnezeu. Părinții ca poate nu s-o oferă copilul lor tot ceea ce este în mult. Oferă libertatea, care această libertate este pusă până în timpul de linie de copii care i-au pecărit greșite. Poate din cauza de nu caută să te interiorizeze în copilul, poate viață, nu mai viața plăcerilor, a consumismului, dar trebuie să căutăm să aducem copilul libertatea de lipsi, o libertate a regăsirii din noastră. Libertatea înseamnă a da fiul tuturor simțurilor, libertatea înseamnă a ne încadra în bunele maniere, în bunul simț, în simțul credinței, în poruncile lui Dumnezeu, acela care ne păzește viața noastră și păzește cuvântul dintre noi, care dau un alt sens cu unii noastre. Adevărata libertate de la Dumnezeu este libertate interioară, este acea bucurie care se revarsă. Nu este libertate sau bucurie pe care o oferă computerele, calculatoarele, discotecă, locurile de întâlnire, toate acestea, cum că la tristețe, aduc nebunii, răbată toată libertatea din suflet. Și adevărată bucurie, bucurie nu este stilare, este interioară. Și tocmai de aceea bucurie interioară, de greu și ne lasă întâlnirea pe răsăcută. Nu o simplă lumânare din noastră, nu este.
întâlnirea cu Dumnezeu. E greu să vorbesc din noastră care sunteți prezenți. Eu ca ar trebui să vorbesc celor care nu sunt prezenți, care sunt acum acasă, în afara bisericii, care vin foarte la biserică, cu dumneavoastră, pe care le văd duminică de duminică, sau aproape duminică de duminică. Ar trebui să vorbim celor din afară. Există o lipsă de responsabilitate a părinților noastre de educația copiilor. Duminicile trecute au venit o familie. Și am spus copiii dumneavoastră din Dumnezeu. Este părinte, am să spun să vină în seara. Și o să vină în seara, eu am copii cu 8 seara de joc. Este 8 seara de joc, de plină responsabilitatea părinților. Nu mai vine. Și tot mama unui copil, copilul, am întâlnit în fetiță. Și-am spus, vii la biserică, n-am mai venit. M-am luat pe copil și-am spus, uite, ai copii și n-ai venit. Mama, pe față, a început să se învească. Mi-a spus absolut nimic. Dau în casa ta, sunt multe în casă, stau prin parc, aici am întâlnit cu un copil și spuneam de studiu la biserică, cu mama, am spus, dar de ce să vină? Are când să vină și la biserică, dar poate să se distreze. Nu e biserică, și nu o prinsă de la altă cu dumneavoastră. Pentru că, și pentru că e mult libertate, libertate nețelească, copilul va căuta să puste toate plăcerile vieții și cele interzise, care să spre Doamna nu mai sunt pregătite așa Domnului. Să ne gândim la cei care au venit de drogul din comunitatea noastră, foarte mult, sau vreme, poate din cauza iubirea excesivă a părinților. Să ne gândim la copiii care vor avea temei de știință. Copiii care nu se mai înțeleg cu profesorul de școală, sunt profesori care se văd de dictatura copiilor, care nu știu limite, nu pot să oferi să se educați copiii, pentru că sunt părinți la vizor. Sunt părinți care vin la școală și nu la vezi de educat copiii meu. Ne trebuie să oferim ceea ce este bun copiii meu. Copilul este acela pe care nu e o grijă, nu trebuie să o lăsăm să degeze o drama a vieții pe care îl trebuie să găsiți educația să găsiți. Adevărat, educația vine de la părinții, nu e din personală. De aceea, de foarte mult sunt copii la biserică. Bunicii care se dăm de copiilor, de nepoților, părinții de asemenea. Există o tragedie a vieții și această tragedie o discutăm din zile și și vedem urmările celor care nu înțeleg de Dumnezeu. Și ajungem și noi la starea celor care vin toate cu mingea la biserică, că iau o urmările la mingea să se pleacă. Da. S-am ajutat în mânghiere, că la am mai spus în biserică, la urmările cu lumina sfântă, și-a prezit și gata și-a prezit și gata și deci sunt scenuri pe care ne adevărata credință este a sufletului. În sufletul nostru, în viața noastră, în atitudinea noastră, prin prezența noastră, la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, la Sfânta Scopală, credința nu este ceva exterior, credința este din interiorul nostru, este prin comunul din biserică. Toți se formă în biserică, așa este biserica a am trăit din noastră cu Dumnezeu și am trăit din noastră pentru că iubirea vine la Dumnezeu și pe care noi trebuie să vorbesc în ziua lui. Biserica este trupul fizic al lui Hristos, în care Hristos este capul și însemnământ. Noi formăm adevărata Biserica lui Hristos și noi trebuie să trăim în Dumnezeu de Dumnezeu. Noi nu trăim pentru alții, nu trăim pentru alții, dar avem responsabilitatea de alții în familie, în societate, responsabilitatea noastră personală pe care trebuie să ne ducem. Dragi credincioși, să trăim această bucurie a întâlnirii, să trăim o pe urmă, să ne știm, frații noștri, ceilalți, dar să fie o pătrânire a venirii Dumnezeu în Hristos, de neașteptare, prin scopoare, prin învățare, prin programare,
Acestea nu sunt acestea celor care sunt încă pe căile de Dumnezeu de a ei. Hristos a una din rugăciunile fundamentale ale Vechiului Testament. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Tradus din aramaică: slavă ție, Doamne, stăpân al Universului.